Clinica de radioterapie și imagistică este o investiție privată de aproximativ 8 milioane de euro, care s-a realizat pe un teren concesionat de Consiliul Județean. Lucrările au început în luna august anului 2021 și urmează să fie recepționate în scurt timp. Primii pacienți oncologi se vor putea trata aici în luna mai, după ce va fi montată întreaga aparatură medicală. Pe o concesiune pe care a făcut-o Consiliul Județean, în condițiile legii, un dezvoltator a venit și face o clinică de radioterapie. Consiliul Județean Vâlcea a pus la dispoziție terenul și am urmărit și urmărim cu interes lucrările. Am fost personal săptămâna trecută acolo, sunt aproape de final. Se făceau probe la principalul aparat de radioterapie. Sunt câteva zeci de aparate noi care vor veni acolo. Va veni o clinică mare din România. Din informațiile pe care le am, și asta nu este în atribuțiile mele, dar din informațiile pe care le am, sunt în discuții pentru a intra în parteneriat cu Casa de Sănătate. La momentul la care se va face recepția lucrărilor, vom fi și noi, Consiliul Județean, invitați și la punerea în funcțiune, care am înțeles că va fi undeva la începutul lunii mai. Noul centru oncologic va oferi servicii medicale de diagnosticare, monitorizare, evoluție boală și tratament la standarde europene, servicii medicale care vor putea fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate prin Programul Național de Oncologie. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea spun că în perioada 1 ianuarie 20 septembrie 2022, peste 1500 de vâlceni au primit tratament oncologic la Spitalul Județean. Pentru radioterapie, foarte mulți vâlceni sunt nevoiți să se deplaseze în alte județe. Ce pot să vă spun este că până, deci în trimestrul 3, ceea ce înseamnă cumulat de la începutul anului, 1 ianuarie, 30 septembrie, indicatorii așa se raportează și la Casa Națională și la Ministerul Sănătății, avem cu servicii acordate pacienților noștri, deci de la furnizorul Spitalului Județean de Urgență, numai el până una alta are secție de oncologie, 1515 pacienți care primesc tratament medicamentos, fie în spitalizare continuă, fie în spitalizare de zi, fie tratament în ambulatoriu pentru formele de administrare orală. Pentru că așa este. Ar fi extraordinar și un avantaj extraordinar pentru pacienții din județul Vâlcea dacă ar putea beneficia de servicii de radioterapie, indiferent de tipul de radioterapie care s-ar putea acorda. Pentru că există mai multe tipuri cu care Casa de Sănătate poate intra în contract, radioterapie externă, internă, tipuri de radioterapie extrem de performante și pe care sperăm ca în condițiile în care furnizorul apare să le și acorde pacienților, care până una alta se adresează centrelor din vecinătate, că-i Craiova, că-i București, chiar Argeș.